Bună ziua și bine m-am regăsit, dragi gemeni! În această etalare vom vedea ce se va întâmpla pentru voi în luna septembrie. Această etalare este valabilă pentru cei care au soarele, luna, Venusul sau ascendentul în gemeni. Și vom începe cu energia generală, cum am făcut și la celelalte zodii. Dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Și să trecem la energia generală. Bun. În acest moment, voi vă plasați un ideal destul de departe. Consider că voi aveți niște țeluri destul de înalte în acest moment și cumva vă simțiți totuși încă destul de departe de aceste țeluri. Ideea este în felul următor. Voi sunteți încurajați să puneți în mișcare ceea ce doriți să se întâmple. Aveți abilitatea de a manifesta, dar nu dintr-un punct de tristețe, nu dintr-un punct de suferință, ci dintr-un punct de împlinire. Ceea ce înseamnă că dacă voi vreți, nu știu, să deveniți foarte cunoscuți sau să aveți o realizare într-un anume domeniu, voi deja trebuie să începeți să puneți bazele. Nu puteți avea realizările fără baze. Aici consider că voi, într-o oarecare măsură, considerați că ați pus deja bazele acestei situații pe care voi o doriți, însă cumva a fost orientată greșit. Pentru cei care se gândesc să aibă, de exemplu, o carieră în străinătate sau să facă ceva în mediul online, s-ar putea ca pur și simplu publicul țintă pe care îl aveți deja să nu mai rezoneze atât de mult cu voi și nu e într-un punct în care, nu știu, este greșit ceea ce faceți, ci pur și simplu voi sunteți meniți să serviți la scară mai largă. Pentru unii dintre voi asta poate să însemne, de exemplu, crearea unui blog internațional sau ceva de această natură. Depinde de meseria fiecăruia, dar voi sunteți meniți să serviți la o scară mai mare, așa că gândiți-vă foarte mult ceea ce faceți, de exemplu, nu știu, să zicem că, habar n-am, plimbați un câine sau plimbați o pisică pentru vecini sau ceva de acest gen, voi puteți să ajungeți la un moment dat chiar să aveți un adăpost de animale. De asta zic, indiferent de ceea ce faceți, poate să nu pară acum prea promițător sau să nu pare că ajunge prea departe, pare că nu aveți nicio șansă pe această cale în acest moment, dar nu, este doar vorba de a vă schimba un pic direcția, pentru că voi, în loc să profitați de curentul care este acum, să vă ghideze mai departe și mai repede, voi încercați să mergeți contra. Iar mergând contra, lucrurile nu o să meargă. De asta zic, aici este vorba de faptul că voi trebuie cumva să vă plasați deasupra celorlalte persoane. De asemenea, de îndată ce voi acceptați schimbările pe care voi trebuie să le faceți, toată viața voastră vi se va schimba într-un mod neașteptat, într-un mod grăbit, într-un mod rapid, astfel încât momentele de acum, chiar dacă vi se pare dificil pentru că nu reușiți voi să realizați anumite lucruri așa cum vă doriți voi, o să vi se pară amintiri frumoase și amintiri liniștite, amintiri plăcute, ca un fel de amintiri de vacanță. Deci, practic, programul vostru va deveni foarte aglomerat, dar de îndată ce faceți această schimbare, cu cât opuneți rezistență, cu atât mai greu vă va fi. Țineți cont de asta. Bun. Ce v-am spus? Dacă pentru voi lucrurile nu au mers până acum așa cum v-ați dorit, de acum încolo este momentul ca voi să veniți mai în forță, mai puternici, doar cu un traseu un pic diferit. Nu e vorba de o schimbare de domeniu, nu văd acest gen de schimbare totală, este pur și simplu trecerea la o scară mai largă. Trebuie să acceptați faptul că voi trebuie să fiți văzuți, trebuie să fiți auziți, trebuie să vă simtă lumea prezența, pentru că rolul vostru aici este de a ghida, de a arăta două fețe ale aceleiași lumi, de a arăta oamenilor adevărul într-o oarecare măsură și potențialul lor totodată. Dar cu cât voi opuneți rezistență, cu atât mai greu va fi.
mai ales aici pentru persoanele care se știu cu un talent în muzică, atenție mare pentru că e cazul că voi să ieșiți în față cu atât mai mult. Dar când am această carte de muzică, deși în mod normal eu o relatez foarte mult cu muzică, talent la instrumente muzicale sau talent în ceea ce ține de voce, aici poate să însemne un pic diferit, și anume, pentru unii dintre voi, se poate ca voi să aveți o voce foarte plăcută, așadar, voi, fără să vă dați seama, puteți face o activitate full-time, de exemplu, din a citi cărți pentru alții, pentru a face audiobook-uri sau meditații, puteți ghida foarte multe meditații sau să faceți afirmații pentru alte persoane, astfel încât ei să le asculte. Deci, astea sunt toate referitoare la muzică, la voce și la ceea ce transmiteți prin vocea voastră. Unii dintre voi, chiar dacă nu aveți voce de cântat, puteți avea o voce foarte liniștitoare și asta poate ajuta oamenii. Sau aveți o voce care poate face oamenii să devină din ce în ce mai activi. Puteți motiva oameni, puteți fi speaker motivaționali, de ce nu? Dar ceea ce faceți trebuie să fie la o scară mult mai largă, nu doar pentru prieteni, nu doar pentru cunoștințe, nu doar așa ca să fie, ca să ziceți că treceți de pe o zi pe alta sau faceți o activitate extra. Asta va trebui să fie pentru voi full-time și să fiți din ce în ce mai aglomerați. E momentul ca voi să vedeți exact lucrurile așa cum sunt, să nu vă mai ascundeți după degete, să nu mai încercați să vă mințiți că lucrurile nu stau de fapt așa. Și atenție, pentru că aici cu oglinda s-ar putea ca voi să vă vedeți într-o reflexie distorsionată, asta însemnând că voi întotdeauna aveți teama că nu sunteți suficienți pentru a face ceva anume. Vi se pare că ceea ce se cere în activitatea voastră este mult mai mult decât puteți voi duce la momentul actual. Sincer, nu aș vedea acest lucru, cred că voi sunteți deja pregătiți, dar trebuie să începeți să vedeți acest lucru, trebuie să acceptați faptul că deja sunteți destul de buni pentru a face acest lucru. Trebuie doar un pic analizate toate opțiunile pe care le aveți în acest moment, dar analizate dintr-un alt punct de vedere, unul mai optimist și unul care caută soluții, nu caută 10 probleme la fiecare soluție. Asta s-ar putea să fie o problemă destul de mare pentru voi. Ok. Protestul începe o revoluție. Și leoaică, ți-ai câștigat toate stripes. Ar veni toate dungile. În sensul în care voi trebuie să începeți ceva nou. Voi deja meritați locul acela. Este doar o chestiune de a începe. Este doar o chestiune în care voi trebuie doar să acceptați că trebuie să începeți, trebuie să faceți ceva zi de zi în legătură cu asta. Și pe măsură ce continuați în acest domeniu, indiferent ce ar fi el pentru voi, lucrurile merg foarte frumos, aproape ca în poveștile cu zâne. De asta zic, nu vă mai temeți pentru că nu mai aveți de ce să vă temeți. Nu sunteți în pericol de a pierde ceva, nu sunteți în pericol de, nu știu, a risca ceva. Trebuie doar să acceptați că trebuie să începeți și toate lucrurile se vor lega și veți vedea acest lucru cum pur și simplu merge mai departe și mai departe și mai departe, chiar mai departe decât v-ați imaginat. Puteți să ziceți voi că aveți vise foarte mărețe, unele chiar care nu se pot realiza, dar aici mi arată doar, nu doar că aceste vise se pot realiza, dar puteți mult mai mult de atât, doar că voi momentan nu puteți să vă vedeți potențialul și asta este o problemă destul de semnificativă pentru voi în acest moment. Să vedem sfaturi pentru voi. Uneori viața înțeapă. Spiritul vieții. Aici, sincer, cred că voi, din nou, cred că aceasta are legătură cu ceea ce am început, și anume faptul că voi nu considerați că, nu știu, lucrurile merg așa cum v-ați dorit sau ceva, acolo nu se leagă. Ba, se leagă, doar trebuie un pic redirecționat totul, v-am spus, este, voi trebuie să vă ghidați astfel încât vântul să vă împingă, nu să fiți contra vântului, nu să fiți contra curentului. Voi trebuie efectiv să acceptați că unele lucruri trebuie să se întâmple într-o anumită ordine și într-o anumită măsură, astfel încât voi nu puteți avea, de exemplu, succes pe, nu știu, o nișă cu 10 persoane.
Pentru că și aveți 20 de clienți toți. Și atunci e clar că nu voi o să aveți succesul și atunci acel succes trebuie împărțit. Dar voi aveți ceva mult mai valoros de oferit, dar trebuie să vă vadă mai multă lume. Voi veți putea colabora cu foarte multe persoane din străinătate, dar trebuie să fiți văzuți, trebuie să fiți admirați, trebuie să fiți auziți din nou. Și avem spiritul cameleonului, acționează ca și cum deja s-ar fi întâmplat. Acționează ca și cum deja succesul îți e garantat pentru că ți este, dar trebuie doar să începi. De asemenea, cameleonul în general își schimbă culorile în funcție de mediu. Voi ce faceți? Voi rămâneți roșii când ar trebui să fiți verzi, voi rămâneți galbeni când ar trebui să fiți, nu știu, roz și tot așa. Nu puteți să vă blocați și să vă limitați la situația actuală, pentru că ceea ce se întâmplă acum și mediul în care voi vă regăsiți este un mediu mult prea strâmt, mult prea mic pentru voi și voi nu puteți crește pe tot potențialul vostru. Creșterea voastră trebuie să fie cumva provocată, nu întotdeauna va fi cel mai frumos mod de provocare, dar cu siguranță va fi un mod foarte eficient pentru voi dacă ieșiți la o scară mai largă. Nu știu ce înseamnă pentru fiecare asta, pentru unii poate să însemne să se mute la o firmă mai cunoscută, pentru alții să se mute în altă țară, pentru alții să înceapă, nu știu, ceva, cum am zis, un blog internațional sau ceva de acest gen, dar este vorba de ceva ce necesită multă muncă, dar cumva sunteți asigurați că asta este drumul pe care voi trebuie să-l urmați. Să vedem în dragoste. În dragoste, cred că voi realizați ceva ce v-ați propus de mult, dacă voi ați avut până acum în plan să trageți atenția unei anumite persoane sau să existe o reconciliere, cu siguranță va exista cu persoana dorită. Țineți cont că voi ați reușit să manifestați, voi ați reușit să atrageți în viața voastră acest partener sau această realizare în relație, pentru că aici este vorba mai mult de o realizare, pe care voi ați avut-o, v-ați indus-o și ați fost atât de siguri de ea încât în această lună se va manifesta. Deci depinde aici ce doriți, pentru că pentru fiecare va fi diferit. Pentru majoritatea dintre voi însă, mi pare aici a fi o împăcare, o reconciliere, pentru că avem temperanța. Persoana voastră vine cu pașii repezi către voi. Țineți cont doar că aici, da, ok, v-ați dorit foarte mult o persoană, dar s-ar putea ca voi să nu vă fie eliberat încă de durerea care v-a provocat-o această persoană și atunci voi s-ar putea să nu reușiți să vă bucurați de această reușită pe care ați obținut-o prin manifestare. De aceea este foarte bine să vă gândiți dacă într-adevăr mai puteți ierta și mai puteți să creați ceva, să construiți ceva cu această persoană sau ar fi mai bine să lăsați lucrurile așa cum sunt. De asemenea, dacă în această dinamică voi vă simțiți ca și cum ați încerca să prindeți cealaltă persoană, e bine, de data aceasta pe voi vă văd să fugiți de cealaltă persoană. Deci, dinamica de runner chaser aici se schimbă, astfel încât voi începeți să fiți din ce în ce mai nemulțumiți de ceea ce vedeți la această persoană, iar această persoană încearcă să vă prindă pe voi. Dar, din nou, aici este vorba de faptul că voi nu mai acceptați anumite lucruri, nu pentru că nu neapărat nu vă place persoana, pentru că atracția și pasiunea cu siguranță încă mai sunt acolo, dar voi nu ați reușit să asimilați toată durerea pe care v-a provocat-o această persoană și atunci întrebați-vă dacă într-adevăr are rost să mai manifestați acest lucru sau nu. Și pentru cariera ne vom uita imediat. Parcă lucrurile sunt stabile cu 10 de pentagrame în centrul etalării, însă nu vi se pare suficient și nu vă mai mulțumește ceea ce faceți. Probabil nu e neapărat că nu vă mai place domeniul, dar simțiți că trebuie să faceți schimbarea, dar nu știți cum să interpretați acest lucru intuitiv. De asemenea, aici cred că va exista foarte curând un fel de parteneriat care pe voi vă va ajuta în ceea ce privește acest domeniu și vă va ajuta cumva să vă poziționeze pe direcția cea bună.
Aici este vorba de faptul că voi trebuie să încheiați ceea ce ați făcut până acum. Nu neapărat o încheiere definitivă, dar oarecum o reprioritizare a lucrurilor, a muncii voastre pe care o depuneți și o regândire a planului de bătaie pe mai departe. Pentru că dacă mai rămâneți în această situație, în continuare, această situație vă va aduce disatisfacție. Deci, ține doar de voi să vă mutați. Deși opuneți rezistență, pentru că și pe viitorul apropiat vă văd că opuneți rezistență și acest lucru vă va duce spre mai multă liniște și anxietate. Cu cât mai mult opuneți rezistență, cu atât mai greu vă va fi. Este ceva care pe voi pur și simplu vă obligă să faceți acest salt, indiferent că vă place sau nu. Da, ok, voi vă simțiți ca și cum nu puteți să vă dați seama, nu puteți să vedeți, vă simțiți legați la ochi, nu vă dați seama ce ar trebui să faceți, cum ar trebui să faceți, dar ascultați-vă mai bine visele. Puneți-le pe o hârtie ce doriți să faceți și gândiți-vă ce anume din ceea ce faceți zi de zi vă blochează din a accesa o scară mai largă de a fi văzuți, de a fi apreciați de oameni. Cred că de îndată ce voi veți face acest salt foarte repede veți întâlni această persoană care, sincer, aici îmi pare să fie un suflet pereche, dar nu înseamnă neapărat că va fi vorba de o relație aici, să ne înțelegem, dar va fi vorba doar de un parteneriat legat de locul de muncă foarte intens între voi și această persoană. Această persoană poate să fie de sex opus și total opusă în la înfățișare. De exemplu, dacă voi aveți păr lung, această persoană va avea păr mai scurt. Dacă voi sunteți deschiși la piele, această persoană va fi mai închisă. Dar, sincer, aici va fi o conexiune foarte puternică cu această persoană și o armonie foarte mare în momentul în care începeți să lucrați cu această persoană. Pentru unii dintre voi, această persoană poate să fie în zodia săgetător. Și cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și sper să țineți cont de ceea ce am spus, pentru că este foarte important să scăpați de acest blocaj pe care voi îl percepeți în acest moment. Nu l-aș vedea tocmai ca un blocaj și n-am folosit cărțile de chakra. Bine, m-am gândit eu că ceva lipsește, dar nu mi-am dat seama. Le folosim acum și este momentul ca voi să fiți sinceri cu voi și să vă dați seama, să vă gândiți, să realizați de fapt ce vreți. Cred că, din nou, ceea ce trebuie să faceți voi e cumva deja în mintea voastră, doar că v-ați dus. În loc să mergeți în dreapta, voi v-ați dus în stânga. Nu știu pentru ce e asta, ce înseamnă asta pentru fiecare în parte, dar cu siguranță aici a fost vorba de o decizie pe care voi ați făcut-o în mod conștient și dacă ați stat să meditați și să vă gândiți asupra situației, vă dați seama unde a fost greșeala. Probabil poate fi ceva de care voi v-ați apucat, dar pur și simplu nu ați dus până la capăt sau ați renunțat pe parcurs. Vi s-a părut că nu merge atât de repede pe cât voi v-ați fi dorit. Vi se părea că energia era foarte blocată și atunci ați lăsat lucrurile astea în urmă. Însă acum trebuie să reveniți, indiferent că vă place sau nu. Este nevoie de această transparență, în primul rând, și sinceritate, în primul rând, cu voi, pentru că voi știați și intuiați că într-acolo vă este direcția, dar cu toate astea ați decis să mergeți pe ceva ce vouă vă părea mai sigur, ceva ce vouă vă părea mai aproape de zona de confort, astfel încât să reușiți, să vedeți întâi dacă reușiți acolo și ați reușit, dar trebuie să treceți mai departe, indiferent că vă place sau nu. Lucrurile pentru voi vor fi într-adevăr bune, e ceva care vouă vă va plăcea și posibil încă, posibil deja să vă placă respectivul domeniu, dar trebuie să treceți pe treapta următoare, nu trebuie să vă încăpățânați, să rămâneți pe treapta actuală și asta este. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne vedem cât mai curând. La revedere!